prima întrebare. Raluca, tu la ce vârstă, tu la vârsta asta, ai colindat pe tot lucrul? Până la venirea Domnului vei mai lucra în același mod? Și a doua... A călătorit. Crezi că cea mai grea misiune a fost și va rămâne Guiana Britanică? Și apoi vă voi întreba și pe dumneavoastră... pentru dumneavoastră a mai rămas ceva în domeniul acesta și apoi care va fi cea mai grea misiune pentru dumneavoastră? Așa. Șmecheria pe care o să o facem este că el ne întreabă în românește, tu răspunzi în engleză și eu spaniolă. Ca să nu fie așa ca... ca toată culoare! Da. Asta a fost scopul. Atunci ar trebui să pun și eu tot în engleză. Nu, păi vorbim în românește, că... Românește. Tu poți să vorbești în românește, dacă nu vrea în engleză, eu răspund în spaniolă, pentru că pentru asta facem. Dacă luăm interviu așa de... Da, e frumos așa, mui bine. Da, așa, mui deci bine. Scopul e să vorbești în altă limbă, nu? Scopul este să iasă o chestie trăznită și utilă. Și eu fac lucrul ăsta, facem asta pentru tine, da? Ok. Deci poți să nu răspundeți. Hai să-ți